Și probabil întâlnirea de astăzi va rămâne de neuitat. Înainte de a trece la rubrica mult așteptată de voi, Scena Triumfului, vreau să vă amintesc că o așteptați, nu? Și nu numai voi. Este și rubrica mea îndrăgită, cu atât mai mult că astăzi vom admira două formații extraordinare. Dar înainte de asta, totuși vreau să vă amintesc că aproape de sfârșitul emisiunii vom extrage o scrisoare, autorul căreia va deveni deținătorul frigiderului Arctic. Vreau să vă mai citesc o frază trăsnită pe care am găsit-o în scrisoarea doamnei Anastasia Uncu din satul Isacova, județul Orhei. Dumneei are doi feciori, o întâmplare de pe când erau ei mici. Îi cheamă Iura și Vova. Iura s-a trezit din somn plângând. Mamă, ce s-a întâmplat, dragul mami? Am visat ceva urât. Mă jucam în curte și venea un lup să mă mănânce. Mama, nu poate fi așa ceva. Dacă nu mă crezi, întreabă-l și pe Vova, că era și el cu mine acolo. Vă mulțumim, doamna Anastasia Uncu din Isacova, județul Orhei. Iar noi începem rubrica pe care v-am promis-o. Scena Triumfului! Prima formație pe care vreau să o invit în scenă este alcătuită din doi membri și are o denumire care te pune pe gânduri. Acești doi membri se numesc Angela și Victor. Victor scrie textele, iar muzica o scriu împreună. Formația Protect! Ce s-a întâmplat, văzându-te cu altul, m-ai înșelat. Ți-am sunat acasă, nu te-am găsit. Iubirea, iubirea noastră a luat sfârșit. Mergeai într-o limuzină cu tip necunoscut, pe mine m-a frăpat. Aceea ce-am văzut, între noi s-a terminat tot ce-a fost cândva. Doar asta s-a întâmplat, de vina ta. Eu mulți ne-am la tine, dar tu m-ai schimbat. Ai vrut să mă întorci, să eu te-am ignorat. Plângeai necontinit cu lacrimile mari. Totul a murit, iubirea mea de ani. Banul te-a orbitat, ai căzut în mâna lui. Acum îți pare rău, când n-ai putut să-l supui. N-ai putut să-l supui. Dar cine vinovat că ai căzut în mâna lui? Întoarce-te la mine, că ce-o te ador. Întoarce-te la mine, că-mi pare foarte rău. Că ce-o fără tine, nu pot să trăiesc. Întoarce-te la mine, doar eu te iubesc. Întoarce-te la mine, că ce-o te ador. Întoarce-te la mine, că-mi pare foarte rău. Că ce-o fără tine, nu pot să trăiesc. Întoarce-te la mine, doar eu te iubesc. Nu pot să te cred că inima mă doare. Să ne alegem drumul, drumul fiecare. Nu vrea să mai ascultă cei ce vrea să spui. Totul e absurd să-i spui copilului. Eu te-am iertat mereu că foarte mult ai iubit. Doar vina e pe tine că eu te-am părăsit. N-ai să mă învârtești ca cum a fost cândva. Și mie îmi pare rău, dar ți-ai făcut cu mâna ta. Whisky-le și bierea pe mine m-a calmat. Văzând o altă fată, eu de tine au uitat. Era modestă și frumoasă, un corp atrăgător. Dar totul pentru ea cât simt că o ador. Uitându-se la mine, s-a rușinat. Văzut că mă privește, eu ușor m-a ridicat. S-a comportat frumos cu mine și asta mi-a plăcut. Frumusețea dragostei din nou a început. Întoarce-te la mine, că ce-o te ador. Întoarce-te la mine, că-mi pare foarte rău. Că ce-o fără tine, nu pot.
pot să trăiesc. Întoarce-te la mine, doar eu te iubesc. Întoarce-te la mine, căci eu te ador. Întoarce-te la mine, că-mi pare foarte rău, căci eu fără tine nu pot să trăiesc. Întoarce-te la mine, doar eu te De ce nu negru, de ce nu azi, de ce nu mâine? Sunt întrebări la care încearcă să răspundă cea de-a doua formație pe care vreau eu să-i invit acum în scenă. Alex, Violeta și Cătălin sunt în permanentă căutare. Ce le reușește, vom vedea astăzi. Formația Why Not? Și la soacră m-aș mai duce. Hop-șa, mândruța-i dulce. Hop-șa-șa, mândruța-i dulce. Hop-șa, mândruța-i dulce. Și la soacră m-aș mai duce. Am fost la mândra acasă, am stat cu toți la masă, am mâncat și am băut, din ochi soacră i-am făcut. Vino stava la portiță, băbiță să-mi dai gurița. Hop-șa, mândruța-i dulce. Hop-șa-șa, mândruța-i dulce. Hop-șa, mândruța-i dulce. Și la soacră m-aș mai duce. Mândra mea e supărată, soacra pare încântată, și mi-a pus condiții grele, să aleg una din ele. Hop-șa, mândruța-i dulce. Hop-șa-șa, mândruța-i dulce. Hop-șa, mândruța-i dulce. Și la soacră m-aș mai duce. Hop-șa, mândruța-i dulce. Și la soacră m-aș mai duce. În vălul e amarul, nu știu cum să-mi fac orarul. Învârț soacra, sărut nora, uite așa
așa. Mândruța-i dulce, hop-șa! Mândruța-i dulce și la soacră m-aș mai duce. Vino stava la portiță, bădiță să-mi dai guriță. Hop-șa! Mândruța-i dulce, hop-șa-șa! Mândruța-i dulce, hop-șa! Mândruța-i dulce și la soacră m-aș mai duce. Formația Why Not! Vrem să vedem cine totuși a câștigat simpatia voastră. Așadar, votați! Cartonașele galbene sunt pentru Protect și cartonașele albastre pentru Why Not! Votați acum! Iar noi vom afla rezultatele după publicitate. Lumea copilor! Новинка от Эммонси. Наступила эра тканевой косметики. Уникальная тканевая маска. Антистрессовая, тонизирующая, подтягивающая. Эммонси. Время для тебя. Моцарелла любимая, пицца супер отличный вкус. Моцарелла спасение, когда хочется вкуса покушать. 4-4-4-5-5-5. Lumea copilor, la pantinul Mimașu. A venit momentul să aflăm rezultatele concursului Scena Triumfului. Dar pentru asta trebuie să le invităm încă o dată în scenă pe cele două formații fantastice. Protect! Și Why Not! Așa, aveți emoții? Păi de ce le-am avea? Ne simțim bine și cred că nu plecăm de grabă acasă. Ne bucurăm. Și voi ce ziceți? V-a plăcut la noi? Extraordinar. Ca și orice interpretare, emoții. Haideți în sfârșit să vedem aceste rezultate. Why Not 14 voturi! Protect 29! Așa a decis publicul nostru astăzi și acum rugăm echipa galbenă să înmâneze premiul mare al show-ului nostru, formației Protect. Urez formației Protect multă sănătate, cât mai multă muzică frumoasă și bravo vouă! Cu plăcere vă înmânez premiul mare. Cred că domnișoare. Le-am mânat și diploma de participare la show-ul nostru. Vă mulțumim mult, din suflet. Mulțumim tante Ludmila că ne-a invitat la acest show superb și le mulțumim și publicului că ne-a susținut. Vă mulțumim! Și echipa verde va înmâna premiul mic al show-ului nostru, formației Why Not! Deci m-a bucurat foarte mult la anunțarea totalurilor acestui concurs, gestul formației care este deținătoarea trofeului mic. Primul lucru care l-au făcut, s-au apropiat și au felicitat deținătorii trofeului mare, ceea ce dă dovadă de faptul că nu sunt doar talentați, dar sunt și bine educați. Eu mă bucur că... Eu
Îi felicit pentru faptul că au devenit deținători acestui trofeu. Le doresc realizări frumoase pe viitor. Talentul plus bună educație sunt acele garanții care cu siguranță îi vor duce pe podiumul concursurilor, nu numai republicane, dar și internaționale, de unde eu sper că vor reveni acasă cu trofee mari și mici. Lucru pe care îl doresc. Bravo! Bravo! Și doamna Valentina vă mânează diploma de participare în show-ul nostru. Formația Why Not! Este o fericire că ați avut un asemenea public astăzi, care v-a susținut, care v-a îndrăgit și care este extraordinar într-adevăr. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, ne-ați scris, de multe ori ne-ați scris că vă place publicul din show-ul nostru. Succese! Și vă mai așteptăm! Vă amintesc, dragi prieteni, că la sfârșitul show-ului vom extrage o scrisoare care va conține o frază trăsnită. Și autorul acestei fraze sau autorul scrisorii va deveni deținătorul frigiderului Arctic.